Dragilor, ultima parte de lumină în această seară, mergem spre Sighișoara. Ne-am oprit în Brașov ca să luăm mâncare, dar nu am găsit mâncare. Sunt aici cu fratele Andrei, ne cunoaștem de vreo 20 de ani. Pace, de la cămin. Și nu cămin studențesc, ci cămin de copii abandonați. Uitați soarele, cum intră în munți. Și filmează și această clădire barcă. Da, avem aici și mașina barcă. Și mergem spre Sighișoara și ne vedem mâine la o nouă aventură. Poate găsim și o altă picare. Poate găsim un magazin. Brașovul era în Codroșu și n-am găsit. Sau orice alt magazin deschis. Și ne vedem în Sighișoara sau mai târziu mâine. Mă dăm și mie puțin apă. Peisajul este extraordinar. Dragilor, am ajuns în Sighișoara. Mergem pe aici, am luat cazare, avem și mâncare. Ne mai trebuie un singur lucru. Tracție. O căutăm, posibil să o găsim. Oare în partea aceasta? În limita asta am. Oare în partea aceasta? Eu zic că pe aici, Radule. Aici? Da, hai aici. Ok, so we're going. E Sighișoara. Oh, it's a camera to the wrong direction. We're going. E Sighișoara. We have again everyone here. Forget Moritz from Germany. It's Moritz. Moritz. Don't laugh at me. Then we have Arthur from France and the city is Nantes. Nantes. That's nice. Then we have the girl from Sweden. Mickey. Mickey from Sweden from and then comes the city like la la la. Göteborg eller Trollhättan. Great! You want to repeat it? Yeah. Then we have Andrei here from Romania. Pace. And then is Marta there. She's from Bonn, Germany. And then we have... Juliet from Thank France. You. From... I know the niece. No. No, I... Khan. And that was it, everyone. That's me. Dragilor, este 3:30 dimineața, toată lumea doarme. Eu rupă să dorm. Deci sunt persoana care va conduce mașina mâine, din păcate. Ne vedem mâine la o aventură extraordinară. Și m-am pământ la drum bombar în această seară. Bună dimineața! Alarma la 6:50 pentru a da deșteptarea la lume. Pentru a pleca astăzi în cea mai șmecheră excursie din luna aceasta. Și m-am trezit la 6:40. Wow! Bună dimineața, dragilor! Aceasta a fost cazarea din această seară, din Sighișoara. Această cameră aici. Apoi intrăm în a doua cameră, care este și sufrageria. Aici a dormit Andrei. Este și un balcon. Un balcon ok. Ok! Și un view afară între pereți. Dar are și un deal totuși acest view, deși este între zidurile blocurilor. Este și un deal aici, lângă. Și ne pregătim să plecăm spre excursia extraordinară din ziua de astăzi. Aici este holul, bucătăria, uitați-l pe Andrei. Extraordinar, trebuie să tai tot ce zice Andrei. Și baia. Ok, dragilor, okay. Am ajuns la cazarea prietenilor noștri din celelalte țări. Și ne îndreptăm către Transfăgărășan. Așa arată pregătirea portbagajului și a mașinii. Este vremea foarte bună pentru această excursie. Uitați-l pe Andrei. Bună ziua, dragi ascultători. Cu vocea lui de radio. De Transfăgărășan. Vremea este bună. Prietenii sunt cu noi și Doamne ajută, nu? Da, da. Say hi, everyone! Salut! Dragilor, suntem în Biertan. Aici este o biserică foarte interesantă în care o să mergem. O biserică fortificată, care are o istorie foarte interesantă. O să facem un video despre asta altă dată. Acesta este centrul Biertanului și cetatea. Și aici este intrarea. Look at the people. Everyone was hoping. Ne îndreptăm către munții Făgăraș.
fost la magazinul supermarket. Toată lumea a cumpărat chestii diferite. Fiecare, unele persoane au dorit să mănânce chestii sănătoase, unele nu. Ascultăm niște muzică country din altă țară. Oamenii de aici din spate se întreabă ce naiba zic. Planurile s-au schimbat, nu mai merge pe jos, am luat telecabina, bine că n-am luat-o încă, vine în 12 minute. Și urcăm la Bâlea Lac cu telecabina, pentru pe Marta. Este Marta, până l-avem pe Andrei și, și pe Morris. And here we have the most quiet girl in the world, Mickey. Lumea este în continuare aici foarte entuziasmată, s-aud pe fundal cu murele de mai mult. Wow, you understand what I said? Yeah. You said we see each other on top. Yeah. Ne vedem sus. Yeah, yeah. Ne vedem sus. Și mergem în continuare. Zăpada este așezată foarte frumos și e un vol. Dragilor, am ajuns la Bâlea Lac. La cota 2000 mai este aprilie și uitați câtă zăpadă. Aici avem niște oameni de zăpadă. Totul e foarte frumos în această zi de aprilie, nu uitați. Lacul este plin de zăpadă, după cum puteți observa. Asta este lacul pe care suntem acum. Și ghiciți ce este, înghețat și este plin de zăpadă. Deci drumul nu a fost chiar așa ușor, pentru că au fost o grămadă de porțiuni de gheață. Ia. Wow! Dragilor, mergem prin tunel. Opa. Și acum chiar s-a terminat excursia, dragii mei, coborăm cu telegondola, luăm mașina și am plecat spre Brașov. Și ultima acțiune a zilei, mergem pe podiul de la Teliu. Linia de cale ferată de la Teliu este linia care pleacă de la Brașov către întorsura Buzăului și este abandonată de aproximativ 2 ani de când a plecat un pod pe aici. Și iată peisajul. Și da,